alături de consilieri de probațiune se adaugă și poliția locală și alături de poliția locală se adaugă și jandarmeria și alături de jandarmerie se adaugă și Serviciul Secret Român de Informații. Nu, n-am greșit. Ai stat mult în pușcărie, revin sub atențiune, atențiune, vă vorbește procurorul. Sau ați fost condamnat cu executare liberă, pentru că tata este... Nu ați dorit acel lucru că este un pește și un țigan și un condamnat, pentru că ați zis și condamnat ca și polițiști la locală. Prin magazine și restaurante și mole. Să scăpați telefoane sau alte chestii. Nu, nicio problemă, este doar condamnat. Pe drept de consilier de promoțiune, prolegeți în stradă alături de ei poliția locală și jandarmerie. Între ei se mai află și agenții secreți, în care așteaptă să aprindă lumea, înțelegi? Vezi ce zânzanie face cu el cu stație? Adevărul că s-a cam tocit asfaltul, dar nu știu de ce. Și vreo doi colegi la jandarmerie care sunt în stare să mă împuște, și iar cei de la poliția aia, de la județeană, nu de la locală, cum îi ziceți voi, să ce anume? Să mă bage la omor calificat. În seara aceasta nu se va mai filma, pentru că așa dorește poliția și jandarmeria, pentru că nu apără cetățeanul și bunurile orașului. Incită și urlă pe stradă. Tot ce zic împotriva mea este doar
efect de tulburare a liniștii și a ordinii publice, așa cum și-au dorit românii, și vor scrie pe drapel românesc de mâine, LCS, Skoda, Hyundai și urâm Dacia.